Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, în platoul Dale Dimineții. Așa cum am povestit și ieri, spre finalul emisiunii, astăzi vorbim despre apă. La o simplă căutare pe Google am găsit așa: substanță chimică indispensabilă vieții. Apa este un lichid inodor, insipid și incolor. Apa fierbe la 100 de grade Celsius și devine solidă la 0 grade Celsius. Astea sunt câteva date pe care le găsim așa la o primă căutare despre apă. Dar tot la o primă căutare despre apă găsim că, deși e indispensabilă vieții, ea nu poate fi consumată decât în momentul în care devine potabilă. Cum devine apa potabilă? Ce credeți? Am găsit pe cineva care știe să ne explice, așa pe înțelesul nostru a tuturor. Și spun bună dimineața invitatului meu, domnul Fabio Schisăli, bună dimineața. Director la societatea Goscom. Orăștie. Mai era un cuvânt. Activitatea. Bună dimineața și bine ați venit la Dale Dimineții. Să rămână. Așa de dimineață să vorbim despre apă. Da, păi până la urmă e un subiect destul de... nu insipid din color și inodor, e un subiect indispensabil până la urmă vieții pe Terra. Și corpul deține apă, am înțeles. Destul de multă. Plus că, acum, din câte înțeleg, bun, până la urmă viața a luat, sau primele forme de viață au luat naștere în apă. Deci acolo, să zicem că acolo a fost creația sau materializarea creației divine. Ulterior, lucrurile au evoluat și, bineînțeles, așa cum arată Terra acum, viața s-a răspândit peste tot. Problema noastră este să prezervăm această viață și acest echilibru. Iar una dintre condițiile sine qua non este de a păstra resursele de apă și de a păstra acest har al creației divine numit apă. Teoria conspirației, că suntem la Dale Dimineții și povestim așa mai pendelete, spune că în câțiva ani apa va deveni cel mai scump produs, să spunem așa, că va bate, să spune teoria, cei care cred în teoria conspirației, că va fi mai scump decât țițeiul din care facem... Decât hidrocarburile în general. Da, păi până la urmă dezvoltarea tehnologică va aduce la resurse energetice alternative. Deja trendurile mondiale sunt în această direcție, dar orice ar fi și oricum s-ar pune problema, fără apă nu se poate. Deci resursele de apă și apa în general va fi un bun foarte... râvnit și foarte, cum să zic eu, chiar politicile globale se vor axa pe această resursă, care, deși pare inepuizabilă, până la urmă acțiunea umană nu face altceva decât să restrângă aceste resurse, adică cumva să le limiteze. Vreau să fac o scurtă retrospectivă. În primul rând, eu personal, când am venit în presă în 2017, v-am găsit la prefectură. Am lipsit o perioadă, să spunem așa, din țară și la o căutare pentru a-mi aduce aminte, în 2020 ați plecat către Orăștie, la Goscom. Am o curiozitate. Cum ați găsit Goscomul în 2020? Mm-hmm. Aș vrea să povestim pendelete, o scurtă retrospectivă, ce s-a întâmplat în anii ăștia la Goscom. Cum i-ați găsit și unde sunt astăzi? Dar pe înțelesul celor de acasă, cuvântul proiect îl înțelege toată lumea și cred că cetățenii s-au săturat de cuvinte din astea, proiecte, UE, fără UE. Da. Să mergem undeva în spate, în 2020, în 19 iunie am înțeles că ați fost numit. Și cum ați găsit atunci societatea Goscom? Păi societatea Goscom până la urmă este societate mică,
chiar foarte mică pentru anvergura, mă rog, activității pe care o presupune un operator de apă și canalizare. Situația, cum să vă zic, era destul de precară din ce punct de vedere? Nu existau surse pentru a susține, de fapt nici nu exista un demers investițional sau o idee prin care cumva să se dezvolte sistemele de apă și canal. Din simplu și bunul motiv că, mă rog, era puțin, ideea asta de operator regional era puțin estompată, chiar dacă din punct de vedere instituțional lucrurile erau așezate ca pentru un operator regional, lucrurile funcționau tot ca pentru un operator din perioada dinainte de 89, să zic așa. Adică o activitate, după cum și spune numele, o activitate legată eminamente de partea administrativă, de partea administrației publice, fără să aibă o personalitate în ceea ce privește activitatea principală pe care o desfășoară. Și atunci a trebuit să pornim cu niște lucruri care rămăseseră în urmă, și anume o strategie zonală pusă la punct sau, mă rog, actualizată pentru nevoile, pentru nevoile arei de acoperire, după aceea un set de investiții, un set de obiective de investiții pe care să le promovăm în perioada următoare, după aceea o reașezare a personalului pe o anumită formulă, să zic, mult mai modernă și mult mai efectivă din punct de vedere al activității operaționale. Deci au fost câțiva pași și, bineînțeles, faptul că am ieșit un pic în lume, adică am devenit membru a Asociației Române a Apei, un membru activ. Lucrul ăsta a dus la, până la urmă, la creșterea calității umane, deci cu resursa umană pe care o avem, cu interacțiunea cu alți operatori, cu participarea la diverse cursuri, simpozioane, expoziții și așa mai departe, n-au făcut altceva decât să ducă la creșterea nivelului de implicare și a nivelului de conștientizare chiar a personalului propriu în ceea ce privește această activitate, care nu este o activitate ușoară, deși ea privită undeva din afară pare o activitate de-a dreptul prozaică. Nu este așa. Este o activitate destul de complexă. Regulamentele și regulile pe care trebuie să le îndeplinim astăzi și în context european ne impun anumite abordări și anumite conduite care nu sunt chiar ușor de îndeplinit. Ca atare, noi, cu personal puțin cât avem și cum reușim să ne organizăm, ținem destul de bine acest nivel. Foarte mulți din telespectatori știu că eu am locuit pentru o perioadă destul de lungă în Orăștie, aproximativ 24 de ani. Îi salut pe cei din Orăștie și le spun mereu prietenilor, n-am să uit niciodată acea localitate cochetă, drăguță din sufletul Transilvaniei. Dar am locuit acolo în perioadă în care cu toții știm că erau probleme. Erau probleme de infrastructură pentru că erau foarte vechi. Deci să nu ne cotim așa, să spunem lucrurilor. Țevile de apă pe anumite străzi erau foarte vechi. Canalizarea a suferit rupturi. Mereu vedeam câte o fântână arteziană pe lângă centrul orașului. Eu îmi doresc ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă modernizare și cum se poate face. Pe înțelesul meu, eu am înțeles, în județul Hunedoara există trei firme, trei operatori. În Valea Jiului, Apa Prod, așa. Apa Selu, Apa Prod și Goscom. Și Goscomul. Finanțarea la Goscom vine de la UAT-uri în mare parte, da? 5 UAT-uri. S-a schimbat ceva în... Nu. Rămâne Orăștia, municipiul Orăștie, 90% sau 99%, cam pe aici era, și cu un 0,02% încă
patru comune, da? De acolo vine finanțarea mare. Zic, am înțeles eu bine? Banii mai mulți? Sau banii mai mulți vin de la cetățeni? Depinde de la ce bani ne referim. Asta vroiam să ajungem să le explicăm celor de acasă, să înțeleagă și ei de unde vin finanțările în principal și ajungem și la partea cu proiecte. Cât vine de la UAT-uri, de la stat, ce identificăm noi stat, cât plătește cetățeanul apa și cât merge în modernizare? Pentru că e una să ai o infrastructură defectă pe care trebuie înlocuită, modernizată, concret, adusă undeva în zilele noastre și, pe urmă, ce înseamnă dezvoltarea. Pentru că dumneavoastră ați ajuns și la dezvoltare și o să povestim și despre asta, dar ori luăm pendelete. Da, într-adevăr, Oreștia este o micro-Transilvanie. Aia a fost pentru mine, bine cunoscând mult mai consistent ce se întâmplă în Oreștia, e o micro-Transilvanie, ceea ce e bine și reprezintă exact spiritul transilvanean care a evoluat așa de-a lungul, aș putea spune, sutelor de ani. De fapt, toată zona Orăștiei este o micro-Transilvanie. Sunt așa mai boemă. Într-adevăr, infrastructura în zona respectivă este destul de, cum să zic eu, învechită pe anumite componente, dar pe alte componente s-au făcut investiții destul de serioase de-a lungul timpului. Chiar așa cu forțe proprii. Făcând paralela cu ceilalți operatori care sunt în fluxul principal de finanțare pe proiectele de infrastructură mare, noi într-adevăr nu avem problemele lor de implementare și de cum să zic eu, de accesarea acestor fonduri, dar nici nu avem un flux foarte bine definit în ceea ce înseamnă finanțările, în sensul că aplici pe o linie de finanțare și acolo ai de toate. Noi trebuie, și asta și facem acum, căutăm diverse posibilități de a finanța în paralel, mai mult cu cât acum programul operațional de dezvoltare durabilă are o supracontractare undeva la 160 și ceva la sute, din câte înțeleg. Majoritatea proiectelor fiind preluate din anteriorul program, ceea ce e deja o problemă. Deci necesarul de finanțare pentru sistemele de apă și canalizare în România este, cum să zic, este insuficient. Și atunci trebuie găsite căi și mijloace în așa fel încât să reușești să suplinești nevoia de finanțare. Mai este un aspect. Noi am gândit toată povestea asta cu așezarea instituțională, cu operator regional, asociații de dezvoltare intercomunitară și lucruri de genul ăsta, ca o cerință a Uniunii Europene, nu ca o necesitate a noastră. Dovadă este și faptul că finanțările românești nu se referă, adică nu se duc către ADI-uri, respectiv operatori regionali, ele se duc direct către OAT-uri. Aici este o dihotomie între politica, sau mă rog, între politicile europene, de consolidarea unor operatori regionali care sunt în stare ulterior să se autosusțină și să dezvolte programe proprii de dezvoltare și abordarea românească care spune că UAT-urile sunt cele care pot dezvolta astfel de programe. Acum este o mare discuție în sensul ăsta pentru că viața și realitatea ne-a arătat următorul lucru. Unitățile administrativ-teritoriale se ocupă de administrație, nu se ocupă de apă și canal. UAT înseamnă primărie, să înțeleagă tot românul. Primărie sau Consiliul Local. Sau Consiliul Local, care înseamnă unități administrativ-teritoriale, care, mă rog, au și ele un sistem din ăsta de check and balance, adică trebuie să existe o parte de legislativ și o parte deliberativ și o parte de executiv, care este primarul și, mă rog, aparatul propriu al primăriei. Problema care se pune este în felul următor. Nivelul de complexitate a acestor investiții, sau mă rog, a acestor obiective de îndeplinit, este destul de mare. Un aparat propriu, mai ales în zona rurală, nu îți poate permite ca să ai posibilitatea de a implementa astfel de proiecte. La lucrul ăsta ar trebui să gândească foarte bine guvernanții noștri și să schimbe puțin această paradigmă, pentru că acea cerință a Uniunii Europene nu este neapărat
o cerință exhaustivă. Este o cerință bazată pe experiențele prin care au trecut și oamenii aia. Adică, până la urmă, constituirea unor operatori regionali puternici la nivel de regiune, nu neapărat la nivel de județ, este o prioritate și este, până la urmă, garanția că proiectele de dezvoltare vor fi, cum să zic eu, și duse la îndeplinire. Pentru că, să nu uităm un lucru, noi am trecut prin, să zicem, vreo 4 etape sau 4 cicluri de finanțare sau 4 cincinale, cum era pe vremea respectivă, pe vremea cealaltă, dar lucrurile astea nu vor continua așa. Noi, de la un moment dat încolo, va trebui să ne dezvoltăm singuri. Ori, ca să facem chestiunea asta, avem nevoie de o gândire strategică pe un areal mai mare sau pe acoperire geografică mai mare decât neapărat un UAT sau chiar o arie de operare. Deci lucrurile astea trebuie cumva să se coaguleze, dar ca să întâmple lucrurile astea, noi trebuie să maximizăm ceea ce avem acum, ca să putem, la un moment dat, prin acest proces de regionalizare care se va întâmpla și în rândul operatorilor și care este o cerință pe următorul exercițiu, regionalizarea, să avem niște operatori puternici care pot promova la un moment dat din forțe proprii dezvoltări pe diverse direcții. Mai e o problemă. Noi când ne-am asumat pe latura asta apă canal intrarea în Uniunea Europeană, noi ne-am asumat și legislația europeană la momentul ăla și ulterioarele modificări. De acum amândouă regulamentele, și regulamentul pe apă potabilă și regulamentul pe apă uzată, au suferit modificări substanțiale la care România nu știu cât este de pregătită să răspundă într-o perioadă oarecare. Deci această idee de conformare la cerințele europene în perioada următoare va veni dramatic de stringentă. Ori dacă stau și mă uit ce se întâmplă cu bugetul României, constrângerile bugetare ale momentului, necesitatea de a, cum să zic eu, de a crește efortul bugetar pe anumite direcții, este foarte clar că pe partea asta de conformări, și mă refer strictamente doar la apă și canal, în general cerințele pe mediu sunt destul de draconice și destul de costisitoare. Dacă nu ne mișcăm bine în direcția asta, nu numai că nu vom mai beneficia de bani europeni, ci va trebui să plătim anumite penalități și contingentări datorită neconformării la aceste cerințe. Asta este o provocare a viitorului, nu neapărat a viitorului imediat, deci nu mă refer la un an, doi, dar în perspectiva unui exercițiu bugetar va deveni o problemă destul de serioasă, la care trebuie să ne gândim încă de pe acum. Și politicile pe care le vom adopta în perioada următoare vor trebui să conformeze la lucrul ăsta. Asta dacă suntem responsabili. Bineînțeles, da. Da. Pe înțelesul meu, ducem apa până departe, către sate, comune, cătune, pe care le iubim, unde vrem să ne petrecem vacanțele. E ușor de dus apa. Nu chiar ușor. Așa de ușor de dus, da, nu. Mi se pare mai greu să ducem canalizarea și o ducem și pe aia, săpăm, introducem acele țevi mai. Problema e întoarcerea, ce se întâmplă, că asta nu înțelegem noi cetățenii. Ce se întâmplă cu apa uzată? În momentul în care duci apa într-o localitate, consumul apei crește. E clar că oamenii, după ce au apa acasă la robinet, o au și acum, prin hidrofoare, prin surse proprii de apă, fântâni, așa mai departe, cădere. Am locuit la Orășteoara de jos, apă prin cădere, mi-aduc aminte câte eforturi. Bun, canalizarea. O introducem, o folosim. Ce se întâmplă cu apa aceea uzată care vine, care e cu mizerie, cu acolo cred că sunt, da, cele acolo, mai mari investiții și cea mai mare problemă. Pentru că există două forme de a trata această problemă, ori punctual, adică fiecare dintre utilizatori, mai ales în zonele acestea unde, mă rog, răspândirea sau aglomerarea nu este foarte bine definită, acolo merge și chiar recomand lucrul ăsta, să facă o tratare locală și
punctuală a deversării apelor uzate. Unde sunt aglomerări mai serioase, acolo lucrurile se pun altfel. Acolo trebuie stații de epurare, acolo trebuie, mă rog, sisteme de colectare. Cred că acolo sunt investițiile mai mari. Da. Noi am gândit la Orăștie chiar un sistem de clusterizare. Aia înseamnă să adunăm toate apele uzate din area de operare, chiar pe aplicațiile pe care deja le-au făcut OAT-urile, și să reușim să facem o stație de tratare performantă care să curețe practic toate sau să epureze toate apele uzate din area de operare și nu sunt puține. Acum, apele uzate, care e problema cu ele? Problema este în felul următor. Apa uzată, netratată, are efect asupra apei potabile, pentru că substanțele, nitriți, carbon și aia departe, au rolul de a mânca oxigenul din apa potabilă. Asta duce la o dezvoltare foarte mare a vegetației și până la urmă afectarea echilibrului din arealul respectiv. E o abordare destul de complicată, iar lucrurile s-au ridicat la un nivel mult mai mare. Deja nu mai povestim de apă epurată, povestim de așa numită apă de îmbăiere, care de fapt este apă chiar spre potabilă, adică din apă uzată facem apă potabilă. Astea sunt noile cerințe ale Comisiei Europene. Bineînțeles, în România am avut niște comentarii, am avut chiar o întâlnire pe acest subiect cu cei de la Ministerul Mediului și am ridicat problema în felul următor. Tehnologiile pe care le-am adoptat noi până acum sunt în felul ăsta. E foarte greu să faci încă un pas tot de anvergura asta și oricum, ca să ajungem la nivelul la care suntem, a fost un efort. Dar ajunge la următorul nivel e un pas destul de mare de făcut, la care, mă rog, Ministerul ne-a spus în felul următor, negocierile cu Uniunea Europeană se întâmplă în felul următor. România a primit bani și primește în continuare bani pentru conformări, ca atare n-are decât să-și utilizeze resursele atât naționale cât și cele europene, în așa fel încât să conformeze, pentru că Europa nu are timp să aștepte după România până își rezolvă problemele, să le zic, administrativo-politico-instituționale. Așa că noi va trebui în perioada următoare să ne mișcăm foarte bine pe acest domeniu și să fim foarte pragmatici în abordarea chestiunilor ăstora. Ceea ce nu e un lucru ușor, recunosc lucrul ăsta, dar va trebui cu toții să facem un efort să înțelegem lucrurile astea. Mergem să ne salutăm telespectatorii și o să revenim la subiectul apă. Edi, bună dimineața! E vorba de Edi Hinț, este alături de noi. Bună dimineața! Florin, bună dimineața! Doamna Adriana Furcă ne urează o zi binecuvântată cu multă sănătate. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ianoș de Hunedoara ne spune: stimă și respect, domnule director. Adrian Bota, felicitări pentru invitat, un profesionist desăvârșit. Bună dimineața, Rosi, și bună dimineața, Alin. Ne salutăm fanii de pe TikTok care sunt live astăzi alături de noi datorită lui Alin. Și da, îi răspund telespectatorului nostru, Adrian Bota, un om cu o viziune, să spunem așa, sau cel puțin eu așa îl văd. A terminat liceul la Brad, un brădean în Orăștie. Eu am fost curioasă cum se poate obișnui un brădean la Orăștie, dar văd că s-a acomodat foarte bine. Oamenii l-au primit bine, oamenii din Orăștie sunt oameni minunați. V-au primit foarte bine. Eu am fost de câteva ori după întoarcerea din anul de sabat la Orăștie și știu că acolo oamenii vă iubesc și aveți o echipă minunată. Foarte mulți dintre ei și salutăm și pe Ionel, că e alături de noi, și salutăm pe toată lumea de la Goscom, prietenele noastre. Ideea este nu să mă iubească, că nu, până la urmă nu e vorba de dragoste. Ideea este să ne respectăm unii pe alții. Cred că asta este secretul conviețuirii normale și naturale.
Ajungem și la asta, unde e diferența între iubire și respect. Prima dată trebuie să ne iubim aproapele și pe urmă să intervine respectul. Eu am o viziune diferită. Noi am mai purtat această discuție și în spatele camerelor de luat vederi. Dar ajungem și acolo, vă promit. Dar vreau să văd, să ne reamintim, dragii mei. A terminat liceul la Brad. În 92 a devenit inginer energetician. Greșesc? Mă corectați unde greșesc? În 2007 a făcut o formare profesională pentru implementarea proiectelor și aici m-a șocat. Am mai avut noi o super dimineață unde eu am mai făcut așa o poveste. Am vrut să văd cine e de fapt omul din spatele costumului. În 2011, managementul elaborării documentației economice și a implementării proiectelor finanțate din fondurile UE. În 2011, suntem în 2023 și ne întoarcem în 2020 la Goscom, pentru că se pare că ceea ce dumneavoastră ați prevăzut cu ani în urmă, ați aplicat pe urmă la Goscom Orăștie. Pentru că știu că astăzi Goscom Orăștie lucrează și nu doar eu ca și cetățean, dacă vreau să fac o lucrare, ce fac primul lucru? Apelez la cineva de la Goscom Orăștie. Acolo găsim un proiectant care să ne ajute, acolo găsim un specialist care să ne spună de ce țeavă avem nevoie, că toți facem lucrări și suntem obișnuiți să ne băgăm apa, așa se spune la noi la țară. Dar vine cineva și îți spune și vede în viitor. Ducem o țeavă, așa mi-aduc eu aminte, cu un anumit debit. Unde? În afară de oraș, unde apar fabrici, uzine, unde vor apărea probabil locuințe. E foarte ușor să ducem doar o țeavă. Acolo trebuie calculat. Lucrurile trebuie să meargă mână-mână. Deci așa. Dacă facem o dezvoltare, adică dacă este o strategie de dezvoltare, și la Orăștie există strategie de dezvoltare în ceea ce privește dezvoltarea comunității, și lucrul ăsta se și vede. Cred că e unul dintre municipiile județului Hunedoara cu cea mai mare rată de dezvoltare și raportat la județul Hunedoara. Și unde lucrurile se întâmplă, apar investitori tot timpul, deci lucrurile sunt ok din punctul ăsta de vedere, chiar antreprenoriatul românesc este foarte bine reprezentat la Orăștie și am fost uimit să văd cât de consistent este demersul ăsta de business la nivelul Orăștiei. Și cred că e zona cu cel mai mare potențial la acest minut de continuare a acestor dezvoltări. Evident, problemele apar din zona resursei umane, din zona conformării legislative, lucruri de genul ăsta. Și una dintre probleme este într-adevăr și asigurarea rezervelor de apă și lucruri de maniera asta, lucruri la care noi ne gândim, lucrăm pe subiectul ăsta, avem o strategie pe acest domeniu și, cum să zic, în complementaritate sau în colaborare cu primăriile din area de operare, acționăm în felul ăsta pentru a asigura un set de proiecte pentru viitor, în așa fel încât să reușim să intrăm, să ținem pasul cu această potențială dezvoltare din zona Orăștiei. A fost greu? Să ce? Să porniți? Să-i convingeți pe oameni că trebuie să ne dezvoltăm? Nu, oamenii știu lucrul ăsta că trebuie să ne dezvoltăm, adică lucrurile sunt foarte clare, adică orice om care își propune ceva pe lumea asta, clar că pleacă de la ideea asta de a se dezvolta odată personal, în al doilea rând material, spiritual și mai departe, deci orice om își dorește asta conștient sau inconștient. Deci lucrurile nu, sau cum să zic, n-a fost nevoie de o conștientizare a mea neapărat că trebuie să ne dezvoltăm. Lucrurile sunt clar în direcția asta. Problema este cum o facem și cât de organizat suntem în această direcție. Care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l schimbați după ce ați ajuns la Goscom Orăștie? Da. Cel mai greu am întrebat, nu care au fost. Unul, care a fost cel mai greu? Păi, știți cum e, când pornește o mașină iarna, prima dată, cea mai grea
parte este să pornești motorul. Odată ce l-ai pornit, de acolo încolo n-ai altceva de făcut decât să conduci mașina pe drum. Dar iarna, când e frig și toate lucrurile sunt înghețate, cel mai greu lucru, mai ales dacă nu ai o mașină foarte performantă, e să pornești motorul. Da, cam asta am făcut, că vă spun, resursa umană este, potențial este, problema este să-l valorifici. Nu este om pe lumea asta care nu poate fi folosit la ceva. Poate fi folosit între ghilimele, că, Doamne iartă-mă, nu vorbim de nu știu ce coerciții, dar ideea este în felul următor. Orice om are o parte pozitivă și o parte consistentă în el. Depinde de tine care colaborezi sau care intri în contact cu el să-i folosești această resursă în direcția pe care o dorește comunitatea. Nu mă refer strictamente la companie, mă refer în general la comunitate, pentru că activitatea noastră este o activitate foarte legată de comunitate. Dacă cumva, există neregularități în activitatea noastră, comunitatea o simte și o simte cu prisosință. De aceea noi trebuie să fim absolut deschiși față de comunitate și cumva empatici și foarte legați de ce se întâmplă în jurul nostru. Suntem o parte serioasă a unei comunități. Nu mă refer strictamente la Goscom, mă refer așa în general, la cei care intră în zona asta serviciilor față de comunitate. Care a fost cel mai greu proiect început la Orăștie? Aveți proiecte de-a lungul anului, le-ați prezentat în media, chiar la noi la Hunedoara 1 TV, ați fost invitatul colegei mele, Petronela Tămaș, dar aș vrea să facem așa o retrospectivă. Cel mai greu proiect pe care, cât a fost de greu să-l accesați, financiar, în primul rând, ce a însemnat acel proiect. Nu m-aș duce doar spre direcția financiară, m-aș duce mai mult pe latura asta instituțională, și anume faptul că n-ai o... V-am explicat cu dihotomia asta de abordări între conceptul european și conceptul românesc de implementare și lucruri de genul ăsta. Nu avem o linie coerentă de dezvoltare pe care să, adică n-am o predictibilitate în ceea ce înseamnă posibilele finanțele. Finanțele vin oarecumva haotic în țara românească de diverse organisme de finanțare, AFM, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului și așa mai departe. Ori, cum să zic eu, pentru ca să poți să faci o dezvoltare strategică, trebuie să te gândești la sumul ăsta de finanțări și să le dai o coerență la nivelul unui teritoriu. De-aia discutăm acum și văd că discutăm din ce în ce mai serios despre regionalizare, despre o abordare regională mult mai mare, pe un areal mult mai mare administrativ decât neapărat un județ. Atunci poate că lucrurile se așează în alt fel, pentru că incoerența asta și faptul că nu ai predictibilitate nu face altceva decât să-ți consume resurse. Poate cumva trebuie găsită calea de mijloc și într-o parte și în cealaltă. Adică unitățile administrativ-teritoriale au niște nevoi. Nu spun că nu sunt importante, sunt foarte importante la nivelul acelei comunități, dar gândind lucrurile într-o zonă mai amplă, într-o zonă mai largă, cred că dezvoltarea susținută a unei zone mai mari îți aduce beneficii fiecăruia dintre actorii care compun acea zonă. Și vă dau un exemplu. Noi avem un problem cu resursa umană. Resursa umană nu găsești doar într-o zonă. Ai de făcut o dezvoltare, de ce, industrială sau în zona serviciilor sau chiar în agricultură. Și ai nevoie de forță de muncă. Păi normal să colaborezi cu toți vecinii sau cu toată zona de interes, în așa fel încât să poți, tu le oferi învățământ, le oferi condiții de viață și așa mai departe și îți oferă la rândul lor participarea cu această resursă umană și implicare în proiectele de dezvoltare. Deci sunt niște aspecte care trebuie să le gândim mult mai consistent decât am făcut-o până acum. Vorbim de învățământul dual, și învățământul dual trebuie să-și găsească consistența sau rezolvarea în acest context. Adică un context mai larg decât zona unui OAT.
Care a fost cel mai greu proiect? Despre... Nu știu, unul din proiectele pe care dumneavoastră le-ați implementat. Care a fost cel mai greu? Cel mai complex, să zic așa. Nu putem vorbi de proiecte... Vorbim de Goscom sau în general? De Goscom. Păi, până acum, cel mai complex proiect a fost legat de acest master plan și identificarea obiectivelor prioritare, care a fost chiar o activitate destul de serioasă, care a dus la, sau mă rog, a cerut implicarea tuturor din companie. Până la urmă, reușit să scoatem un document perfect fezabil. Problema este să-i dăm consistență de aici încolo. Sunt multe proiecte în care suntem angrenați. Până și activitatea de zi cu zi este un proiect în sine și gestionarea activității e o provocare, dar, nu sunt probleme mari în această direcție. Problema este să ne consolidăm și să ne creăm drumul spre perspectiva pe care ne-o dorim cu toții, și anume să fim în cât mai eficient în slujba comunității. Cred că asta e scopul principal al unui operator de genul activității Goscom. Care e cel mai dorit proiect, să spunem, pentru viitor? Rămânem la Goscom Oroștie. Ce și-ar dori domnul director de astăzi de la Goscom Oroștie să creeze pentru Goscom Oroștie în cel mai scurt timp? Care ar fi cel mai frumos sau mai dorit proiect? Păi, cel mai dorit proiect ar fi să iasă povestea asta cu clusterizarea. De fapt, toate proiectele pe care le-am propus, adică conducta de aducțiune, stația de tratare, clusterizarea la nivelul areei de operare, operaționalizarea sistemelor care sunt, să le zic, oareși cum am conservare, și eficientizarea energetică a tuturor obiectivelor pe care le avem. No, asta ar fi obiectivul major din punct de vedere investiții, din punct de vedere al dezvoltării, cum să zic eu, pe termen scurt. Pe termen lung lucrurile se pun altfel. Aici nu mai e legat de politică managerială sau de un management, că management până la urmă face administrare de zi cu zi și îți asiguri dezvoltarea liniară pe niște obiective pe care ți le-ai propus și pe resursele pe care poți să le accesezi. Pe viitor e o discuție mult mai amplă care cred că va face obiectul unor dezbateri, nu neapărat acum, probabil în anii următori, și care acolo într-adevăr e nevoie de un alt gen de implicare și un alt gen de abordare decât neapărat cel pe care îl discutăm noi astăzi. Eu sper să fim împreună tot așa la o discuție într-o dimineață după ce trecem anul care vine și să vedem care sunt viitorii pași, să spunem așa, dar până acolo, se va scumpi apa la Oroștie? Păi, haideți să vă spun un lucru. Lucrurile se scumpesc toate, dacă bine constatați. Nu știu dacă apa la Oroștie se va scumpi. Chiar nu știu să vă dau răspuns la acest aspect. Noi avem un plan de afaceri, o strategie de tarifare, lucruri de genul ăsta. Dar, în contextul finanțărilor despre care vorbeam, cred că pentru anul 2024 vom avea o abordare strategică puțin diferită și asta implică chiar o refacere a planului de afaceri sau, mă rog, o nouă propunere de plan de afaceri care să ne conducă la o altă strategie tarifară. N-aș putea să vă spun cât, cum și unde se va scumpi apa la Oroștie. Cert este că la ora asta suntem pe locul 4 de la coadă ca și tarif de apă și ca și tarif apă plus canal. Vorbesc la nivel de România. Din ce cunosc eu, lucrurile se vor tempera anul ăsta din punct de vedere al creșterii tarifelor. Dar un lucru este cert, operatorii mari
își permit tarife mici, tarife reale mici. Operatorii medii nu își pot permite tarife mici. Acolo vor crește tarifele pentru că trebuie să susțină activitatea. Ori, în condițiile în care au și avem presiuni investiționale de o formă sau de alta, lucrurile pot deveni destul de complicate. Și, până la urmă, ca să reziste un operator de genul ăsta în fața provocărilor financiare, va trebui să-și mărească tariful. Oricât ne dorim să facem, zicem, protecție socială, protecție socială poți să faci în momentul în care, într-adevăr, subvenționezi o componentă a apei, a tarifului de apă. Dar, cum am mai explicat, tariful de apă nu înseamnă doar activitate operațională, care, evident, misiunea noastră este să o eficientizăm și să coborâm costurile cât se poate de mult. Înseamnă și o componentă de capital, pentru că va veni o zi când nu vom mai avea sprijinul Uniunii Europene și va trebui să ne descurcăm singuri. Iar singura sursă atrasă pe care operatorii o au la îndemână este această componentă de capital, care e tradusă în diverse variante, că se numește redevență, că se numește contribuție proprie și mai departe, dar trebuie să-și constituie această zonă de capital care să permită viitoare investiții și viitoare dezvoltări. Da, e un subiect destul de amplu și complicat de discutat, chiar așa, la ore matinale. Și în direct. Noi ar trebui să le dăm mai mult optimism oamenilor la ora asta, că încep o nouă zi. Dar sunt optimiști telespectatorii mei, pentru sunt că sunt optimiști, pentru că sunt oameni care se trezesc de dimineață și cei care se trezesc de dimineață ajung departe. Ați văzut? Dragii mei, eu mi-am făcut așa un pic temele. Primul pas pe care l-a făcut domnul Fabio Schisăli când a ajuns la Orăștie a fost să reducă pierderile și mi-aduc aminte atunci că a apărut în media, s-a apucat să se lupte cu pierderile de apă și a achiziționat niște... Ce ați achiziționat? Și încă mai facem lucrul ăsta, niște... Așa? Mă rog, niște dispozitive de totul pe efort propriu. Așa? Și acum suntem în discuție cu niște dispozitive de-astea de detectare, să zic cumva, geografică a pierderilor de apă. Într-adevăr, pierderile de apă sunt pierderile de apă și economia circulară sunt la modă, sunt provocările momentului, să zic așa. Am avut două simpozioane importante sau două conferințe importante, unul de pierdere de apă la Constanța și pe economie circulară la Timișoara. Dacă vorbim de dezvoltare durabilă și de, cum să zic eu, de o activitate serioasă în zona asta, într-adevăr, reducerea pierderilor este chiar importantă. Sunt multe abordări, sunt multe curente de opinie, vorbesc acum strictamente tehnic, dar un lucru este cert. Prezervarea resurselor de apă, de asta nu înseamnă neapărat să consumăm apă mai puțină, ci să apărăm resursele de apă și de acțiunea factorilor extern, poate, sau poate chiar intern, prin această apă uzată pe care nu o tratăm cum se cuvine, este foarte posibil să intrăm într-o zonă destul de fluctuată. Vom intra, dragii mei, într-o zonă destul de fluctuată. Eu duc mereu discuția într-o anumită direcție. Nu întâmplător am făcut asta. Mulțumesc, Nistorescu Ileana, ne spune felicitări pentru invitat și emisiune, mult respect domnului director. Și ajungem acolo, în partea aceea a emisiunii, în care eu încep întrebările incomode, pentru că aici, domnul Chiseli a vorbit exact despre ceea ce cunoaște foarte bine. Asta am vrut să scot în evidență. Omul sfințește locul atunci când e pus în locul unde îi e locul. Adică omul a terminat o facultate, înțelege cuvântul energie foarte bine. Noi abia îl pronunțăm, mulți dintre noi. A înțeles și a încercat să ducă
lucrurile spre un viitor, deși nu e din orăștie, e din Brad, se gândește la generațiile care vor veni după domnia sa acolo la orăștie, ceea ce pe mine m-a impresionat. Ce m-a surprins, să spunem așa, a fost printre puținele persoane pe care eu le cunosc din politică, care a plecat de la reprezentantul guvernului în teritoriu, pentru că ați fost prefect, da? Nu uităm asta, pentru cât timp ați fost prefectul județului Hunedoara? Nu, 2 ani jumate. Și a plecat mânat de politică, pentru că ajungem acolo, la politica e noi în toate, spre o societate care se vede că a fost preluată de un om care știe ce face. Asta am vrut să demonstrez până aici. Și acum întrebarea. V-ați dat un pas în spate din politică? Cred că da. Se poate spune și așa. Din multe motive. Odată, în ceea ce privește gestionarea resursei numite timp, adevărul e, când faci o treabă, te angrenezi într-o treabă, trebuie să aloci o cantitate suficientă de mare de timp ca să poți să gestionezi lucrurile cum trebuie. În momentul în care spui că te ocupi de foarte multe lucruri, de fapt sfârșești prin a te ocupa într-adevăr de foarte multe lucruri, dar de niciunul cum trebuie. Ca atare și povestea asta cu activitatea Goscon, mai ales că eu drumul pe care îl parcurg la Goscon l-am mai parcurs odată la Brad, respectiv la Deva, la Paprot și așa mai departe. Deci știu foarte exact unde ne aflăm și care sunt cerințele. Acum, din punct de vedere politic, cum să zic eu, ca să faci politică eficientă, trebuie să-ți găsești grupul de oameni cu care poți să propui proiecte, să poți să rezonezi, să faci lucruri serioase. Adică trebuie să ai, să ai nivelul acela de entuziasm și de, cum să zic, de provocare pentru a ajunge la niște obiective. În momentul în care nu e niciun fel de problemă dacă nu, mă rog, nu există acest challenge la nivelul politic, nu e niciun fel de problemă, pentru că nu e obligatoriu să facem toți politică. Sunt oameni dedicați acestui subiect și care pot să o facă cu mult mai, cum să zic, cu mult mai bună potrivire cu cerințele momentului, atât din punct de vedere al electoratului, cât și din punct de vedere al condițiilor date de la un moment dat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că e o mare tragedie, că este sau nu este o mare implicare politică. Dar ce așteptăm de la politic este altceva. Politicul trebuie să rezolve măcar chestiunile despre care v-am povestit anterior. Adică trebuie generate niște chestiuni strategice pe termen mediu și lung, în așa fel încât oamenii să aibă perspectivă. Faptul că ne pleacă resursa umană și foarte multă lume migrează, nu se datorează faptului că neapărat ar trăi rău în momentul respectiv, ci lipsa de perspectivă și lipsa de coerență. Asta, în primul rând, este cel mai agasant lucru și cel mai, cum să zic eu, cel mai supărător. De aceea sunt oamenii foarte dezamăgiți și cei care pleacă, bănuiesc, și se duc în căutarea unui trai mai bun, dar nu neapărat că traiul mai bun acolo, pentru că e și acolo și cred că bine știți cum e acolo, că nu e chiar ușor. Muncești pe brânci, n-ai timp pentru tine, trăiești printre străini, lucrurile sunt foarte clare, dar ai o chestie pe care aici nu ai, și anume perspectivă. Oamenii au nevoie de speranță, oamenii au nevoie de stabilitate, oamenii au nevoie de așezarea lucrurilor, oamenii au nevoie de, cum să zic eu, de un anumit gen de predictibilitate. La noi este foarte multă spumă, foarte multă efervescență, foarte multă imagine, dar prea puțină consistență și prea puțină consecvență. Ori dacă lucrăm un pic la lucrurile astea, poate că împreună reușim să generăm niște lucruri mai bune decât am chiar reușit până acum.
La nivel mondial se întâmplă lucruri nu tocmai bune. Sunt locuri unde încă cuvântul război a prins realmente față, chiar în Țara Sfântă, ceea ce, să spunem așa, parcă ne doare un pic mai tare, pentru, mai ales că suntem în perioada sărbătorilor de Crăciun și ne gândim la oamenii aceia. Dar perspectiva politică, care ar fi? Adică, omul politic, Fabio Schisseli, cum vede 2024 și mai avem doar 7 minute de emisiune? Adică aș vrea să mergem pe repede un pic înainte, pentru că mai am o întrebare. 2024 este un an complicat și pentru noi, românii, și în context internațional. Părerea mea că 2024 va acutiza cele două conflicte majore la nivelul planetar. Mai este o problemă, adică, Doamne ferește, să nu se deschidă un alt focar de război. Zonă de conflict, pentru că sunt focare de conflict, unele amorțite, unele. În fine, asta ar fi o problemă. Din punctul nostru de vedere, faptul că avem 4 alegeri în același an e o chestiune destul de complicată, atât din punct de vedere organizatoric, asta e mai puțin important, cât și din punct de vedere al electoratului. Cum să zic eu, până la urmă va fi foarte greu să se cristalizeze o stabilitate politică după asemenea mișcări absolut ciudate, să le zic așa. Dar tot asta spun, noi ar trebui cumva să ne reglementăm viața proprie. În momentul în care e instabilitate politică, nu o rezolvi printr-un mariaj nefiresc, cum ar fi PNL cu PSD. O rezolvi prin alegeri anticipate. Electoratul trebuie să spună în orice moment și cu cât îi spune electoratul mai des cuvântul, cu atât lucrurile sunt mai așezate din punct de vedere politic. Deci, hai să nu fugim de ideea asta de alegeri anticipate. Mi se pare o, cum să zic eu, un fariseism vis-a-vis de electorat sau vis-a-vis de populație. Hai totuși să mergem, când avem o problemă politică, ieșim la electorat. Fraților, nu putem să rezolvăm. Haideți să vedem cum facem. Și asta are două efecte. Odată crește nivelul de responsabilitate a celor care fac politică și al doilea ridică nivelul de implicare a celor care îi aleg pe respectiv sau, mă rog, care intră în coleziune sau în contact cu demersul politic. Deci aici sunt niște lucruri care noi nu le primim cu superficialitate, dar dacă intri în profunzimea lor și le analizezi, care ar fi efectele pe termen lung sau care ar fi efectele sociale până la urmă la niște manifestări de genul ăsta, o să vedeți că o să crească și nivelul de participare la vot și nivelul de implicare. Se poartă o chestiune acum, că nu, lumea nu participă la fenomenul politic, oameni educați și așa, stau deoparte, pentru că, în fine, asta nu este o întrebare pe care să-mi adresați și chiar mie. Întrebarea asta trebuie adresată celor care fac politică implicată, pentru că lucrurile acolo se reglează. Și de aici următoarea întrebare, mai avem doar 3 minute. Se întoarce Fabio Schisseli în prima linie politică? Nu cred că mi-am propus lucrul ăsta neapărat, pentru că... Trăim vremuri în care oameni care s-au retras cu ani în urmă s-au întors în politică. S-au declarat că chiar n-au plecat niciodată. Le doresc succes. Bine, nici eu nu pot să spun că am plecat vreodată. Prefer să rămân consecvent și constant în ceea ce fac. Nu sunt omul mișcărilor bruște sau cum să zic, implicarea mea politică este destul de limitată în această perioadă și nu vreau să o extind cumva de o manieră răvășitoare sau, în fine. Problema este următoarea. Dacă cineva consideră că are nevoie de un personaj ca mine,
mă va folosi. Până la urmă, toți ne folosim într-un fel sau altul, unii de alții. Dacă cuiva este folositoare un anumit tip de experiență, un anumit tip de... mă va solicita și vom vedea la vremea respectivă. Nu sunt neapărat, cum să zic, doritor și nu am această, cum să zic, aici e ca la jocul de cărți, sau mă rog, ca la jocuri în general, care până la urmă fac o formă de dependență, așa e și în politică. Cumva ești dependent de politică. E, uite, nu sunt neapărat atât de dependent de a juca politic, nu știu cât de consistent și nu știu cât. Adică nici nu-mi place, pentru că sunt anumite chestiuni de compromis, mai ales în politica românească, așa, balcanico, bizantino, cum vreți să o luați, sunt niște malformațiuni care nu prea se potrivesc așa cu sistemul meu de abordare, dar asta nu, cum să zic, nu e neapărat de rău. Cred că putem găsi căi și mijloace să facem lucrurile mult mai bune și fără neapărat o implicare politică. E important să ne respectăm unii pe alții și să ne înțelegem unii pe alții și să punem umărul la o construcție care, de care națiunea asta are nevoie. Cred că ăsta este secretul, cum să zic, existenței noastre sociale. Vom afla care e secretul, vom rămâne aproape, vă promit, de domnia sa. Eu sper să se întoarcă și mai sunt oameni pe care i-am întrebat și speră să se întoarcă mai aproape de politică. Vom mai sta de vorbă, dragii mei, că abia a început sărbătorile. Abia au început sărbătorile de... să ne pregătim de sărbătorile de Crăciun. Nu se știe niciodată ce minuni se întâmplă. Știți că de Crăciun... Da, da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes. A fost o reală plăcere. Party the in the mix, DJ Brooklyn vine la Reno. Îl salutăm pe Alin Modârcă. Sâmbătă seara ne distrăm la Reno, să nu uităm asta. Mâine o să vin cu mai multe detalii despre petrecerea care va avea loc sâmbătă seara la Reno. Până atunci, dragii mei, să nu uităm să fim mai buni. Să nu uităm să dăruim iubire celor dragi și nu doar lor, așa cum invitatul meu de mâine dimineață, Grațian Dânșorean, a reușit să ajungă la sufletul celor care nu cuvântă. Un om care a găsit legătura dintre om și animal și cumva a reușit să păstreze acea frumusețe sufletească a animalului și mâine dimineață ne va povesti cum reușește asta. Până mâine dimineață ne revedem aici la Dale Dimineții. Nu uitați, dragii mei, zâmbiți, fiți mai buni, iubiți, dăruiți iubire și eu vă iubesc și ne revedem mâine.